O să spun în acest videoclip 7 elemente care te ajută să depășești un obicei prost sau să implementezi un obicei bun în viața ta. Rapid și eficient. 1. Declanșatorul. Acel ceva pentru care te-ai hotărât să lucrezi la un obicei. Un exemplu. De fiecare dată când mă așez la calculator, deschid e-mailul și încep să citesc mesajele. În loc de fiecare dată mă așez la calculator și deschid calculatorul. Mă așez la birou și deschid calculatorul. 2. Este acțiunea. Ceva mic, mărunt, care ți este posibil și ți oferă o satisfacție. Dacă ți-ai propus să faci 50 de flotări în fiecare zi și tu nu știi să faci sau nu poți să faci nici măcar 10, cu siguranță nu o să reușești să implementezi acest obicei. Dar dacă vei alege să faci 3 flotări pe zi sau 5 flotări pe zi, cu siguranță vei ajungi să faci 50 de flotări. 3. Recompensa, care trebuie să fie imediată și pozitivă de fiecare dată când ai îndeplinit acțiunea specifică obiceiului tău. Găsește ceva ca să te recompensezi și să te simți bine. 4. Sărbătorește de fiecare dată, repede, oriunde te-ai afla. În momentul în care ai avut succes și într-o zi ai reușit să faci acțiunea specifică obiceiului tău nou, nu lăsa să treacă fără să te bucuri și să sărbătorești într-un fel care să-ți amintească de bucuria reușitei, pentru că asta va determina în subconștientul tău o conexiune care să te facă să ai poftă să mergi din nou la acel obicei. 5. Este chiar pofta. Făcând aceste lucruri se va crea acea dorință de recompensă. 6. Este de ce-ul. Această întrebare pe care să ți-o pui. Ia o foaie de hârtie și notează 5 subîntrebări la fiecare să fie de ce. Dacă îți dorești un anumit obicei, pune-ți mereu întrebarea de ce. De ce îmi doresc asta? Pentru că. După care, 2. De ce îmi doresc asta? Pentru că. La fiecare pentru că să fie un nou de ce. Și 7. Este privirea în viitor. Imaginează-ți și simte emoția în același timp a bucuriei despre cum va arăta viața ta în viitor în momentul în care vei reuși să ai acest obicei frecvent, constant în viața ta sau după ce vei scăpa de un obicei neplăcut din viața ta. Pune-le în aplicare și mai uite-te odată la acest clip.